Bună ziua, dragilor! M-am pregătit să merg la ginecolog să văd ce face bebe. Iarăși îmi iau zborul, îmi stau antenele în sus, prin semnal de acum. Și vă iau și pe voi cu noi să vedeți ce face bebele nostru. Să dea Dumnezeu să fie bine, nu contează ce e, fată, băiat, doar sănătos să fie. Sănătoasă! Așa că ne vedem de la ginecolog. All the signs were there that this wasn't working, and after a while I just couldn't take the hurt and left a hole in my chest on the day that she left, but it was for the best. I was praying down on my knees and I still can't believe you showed up out of the blue. I'm so happy it hurt when Dragilor, am ajuns acasă de la ginecolog. Am ajuns de ceva timp. Am intrat și până la magazin să cumpărăm ceva de mâncare pentru drum. Că mâine dimineață plecăm spre România. Și am ajuns acasă și am mâncat ceva, că mi-era o foame de lume. Și acum am plecat și de la muncă. Iar eu am spus să vorbesc un pic cu voi. Voi face un filmuleț așa scurt, nu cred că va fi lung. Vă face un filmuleț foarte scurt să vă spun și vouă cum a fost la ginecolog. Și dacă am aflat ce avem. Am ajuns acolo, m-a cântărit, mi-a luat tensiunea. Și ce am mai făcut? Am dat probă de urină și cam atât. Am așteptat în sala de așteptare 40 de minute. Foarte mult. Îmi era și foame și nu mai aveam nici răbdare. Eram curioasă să văd dacă vom afla ce avem. Și până la urmă ne-a chemat în cabinet ginecologul. Am stat un pic de vorbă. Mi-a zis că totul este ok. Analizele au ieșit bine la urină. Tensiunea este bună și na, ne-a invitat să facem ecograful. Și ne-a spus că, deci în prima, de când a început să-mi facă ecograful, mi-a zis din prima că este băiat 100%. Nu-mi vine să cred nici mie. Nici acum nu-mi vine să cred că e băiat. Bineînțeles că lui Sebi i-au dat lacrimile că nu a auzit. Că este băiat, că nu ne așteptam. Noi ne așteptam să fie tot fetiță. Și am aici o fotografie, două de fapt, cu el. Este un băiat de 22 de centimetri, parcă a spus, și 350 de grame. Am 20 de săptămâni și mi-a zis că 100% este băiat. Și nu pot, nu-mi vine să cred. Mă bucur foarte mult.
că este băiat și dacă era fetiță ne bucuram, dar na, la băiat parcă, nu știu, suntem așa entuziasmați pentru că avem două fete și să fie și, să avem două fete și un băiat, chiar ne e o binecuvântare de la Dumnezeu. Și ce să facem? Ne bucurăm, nespus. A spus că am 20 de săptămâni și cred că nici ginecologul nu se aștepta să fie băiat, pentru că din cabinet mi-a spus că vreți să aflați ce aveți, nu? Noi am zis că da. Și a zis că s-ar putea să fie a treia fetiță. Și nici el nu credea că va fi băiat, vă dați seama, și el credea că tot fetiță va fi. Mă bucur, sper să fie sănătos și de acum încolo și să fiu și eu sănătoasă, să pot să nasc cu bine. Bineînțeles că Antonia, când a auzit că este băiat, a sărit în sus. O zic că este băiat, a sărit în sus, este foarte bucuroasă, că i-aș dorea să fie băiat. Maria încă nu știe ea ce se petrece, dar Antonia este foarte bucuroasă că va avea un frate. Ce, Maria? Nu vorbește Tonia cu tine? Dar de ce? E supărată. De ce e supărată? Nu vorbește cu tine? Du și spune-ți vorbească. Bine. Nu vorbește Antonia cu ea. Da, de acum mă duc să fac bagajele, să văd ce mai fac pe aici prin casă, am dezghețat congelatorul. Nu vorbește? Las că vorbește. Am dezghețat congelatorul, frigiderul, l-am scos azi dimineață din priză. Trebuie să mă duc să-l spăl și să-l las curat. Și da, să fac bagajele, să pun hainele noastre, acte, ce ne mai trebuie. Și ne vedem din România. Ne vedem, am să fac poate un vlog și de pe drum și am să fac și în România când ajungem. Să dea Dumnezeu să ajungem cu bine. Ce faci, Maria? Îmi faci masaj? De. Bine, dragilor, acum vă las. Mă duc și eu că am treabă. Mami! Da, mami. Uite, baby! Uite, baby! Da, baby! Baby! E baby? Da, baby. Da. Baby. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și ne vedem curând. V-am pupat. Pa. Pa, pa. Dă-și tu un pop. Nu așa, așa. Așa. Îmi dai mie? Așa. La cameră. Așa, mamă. Pa.